Liberal Democrat din Moldova constată că ieri, prin decizia Curții Constituționale, de fapt a fost pus punct și a fost finalizat acel proiect de fraudare a alegerilor care a fost lansat de Partidul Comuniștilor începând cu anul 2005, imediat după accederea la putere. A fost un proiect conceput clar pentru a ajunge la situația la care suntem astăzi. În acest proiect de fraudare a alegerilor s-au încadrat mai multe acțiuni, printre care sistarea transmisiunilor în direct a ședinților Parlamentului, printre care sistarea emisiunii Ora Opoziției la televiziunea publică, împiedicarea totală a accesului reprezentanților opoziției la televiziunea publică, denigrarea și manipularea alegătorului prin intermediul instituțiilor media care sunt controlate de Partidul Comuniștilor. Ieri a avut loc o fără de lege, deoarece Curtea Constituțională a primit 3 contestații de la 3 formațiuni politice, în care erau reclamante mai multe încălcări electorale care puneau la îndoială rezultatul alegerilor. Tot ieri, Partidul Liberal Democrat din Moldova a contestat la Curtea de Apel Chișinău hotărârea Comisiei Electorale Centrale. Curtea Constituțională, după cum ați observat și dumneavoastră, nu s-a pronunțat nici pe un capăt de acuzare și a recurs doar la o validare formală a rezultatului alegerilor. Noi considerăm că ceea ce s-a comis ieri este o ilegalitate. Curtea Constituțională era obligată să sisteze examinarea rezultatelor alegerilor până când Curtea de Apel Chișinău, în calitate de autoritate judiciară competentă, s-ar fi pronunțat pe acele contestații pe care le-am formulat noi. Mai apoi, în baza unei hotărâri judecătorești din partea Curții de Apel, fie că era pozitivă, fie că era negativă, să adopte decizia de validare. Nu a fost așa. Nu este o reacție care ne-ar surprinde pe noi, deoarece în Republica Moldova o entitate independentă care ar fi Curtea Constituțională, ea nu există. Vă atrag atenția că din anul 2001, când au venit comuniștii la putere, a fost modificată componența Curții Constituționale și timp de 8 ani de zile nu am avut nicio hotărâre a acestei instanțe care ar putea fi tratată ca un izvor de drept. Mai mult ca atât, Curtea Constituțională a decis să recurgă la argumente formale, preferând să nu se implice în judecarea cauzei pe fond. Aceasta este constatarea Partidului Liberal Democrat din Moldova vis-a-vis de hotărârea de ieri a Curții Constituționale din Republica Moldova. Noi rămânem cu convingerea și avem și probele necesare că alegerile din acest an au fost fraudate. Rezultatul care este anunțat de Comisia Electorală Centrală și validat de către Curtea Constituțională nu este unul care ar corespunde opțiunii electoratului. Puterea care a fost ieri instaurată prin hotărârea Curții Constituționale nu este una reprezentativă, deoarece acest scor a fost obținut prin manipularea grosolană, atât în campania electorală, cât și în perioada premergătoare campaniei electorale. Tot în acest scenariu a fost încadrată și strategia de a provoca acele distrugeri ale clădirilor guvernamentale de către reprezentanții puterii, de către reprezentanții serviciilor secrete, pentru a compromite definitiv nu doar opoziția, dar pe toți cei care au un alt punct de vedere asupra prezentului, viitorului acestei țări.